Trebuie să recunoaștem că fiecare etapă în viață este frumoasă și are valorile ei, sigur și provocările ei, dar în același timp toți știm că tinerețea este o perioadă foarte, foarte frumoasă și dacă sunt ani frumoși, anii de liceu sunt chiar frumoși. Așa că în seara aceasta m-am gândit să vă umplu inima de bucurie și să vă dau și subiecte de rugăciune, ca de obicei, aducând în fața dumneavoastră trei liceni. Filip, bine ai venit! Bine v-am găsit! Flavia! Bine v-am găsit! Mulțumesc că ți-ai făcut timp! Claudia? Bine v-am găsit și eu! E bine că ne-ai găsit bine, pe noi ne-ai găsit bine, sperăm că pe cei care ne ascultă îi găsești bine. Cum sunteți? Am zis bine în liceu? Nu chiar! Nu chiar? Eu sunt anul 2 la facultate. Am trecut și prin liceu. Ai trecut și prin liceu, da. Și eu sunt anul 1 la facultate. Eu sunt ultimul an de liceu. Ai văzut că undeva trebuia să ajungă acolo, da? Păi dacă arătați așa tineri, nici nu m-am gândit să vă întreb. Mulțumim. Dar e ok. E foarte ok. Da, deci într-o anumită etapă în viață îți convine anumite lucruri. Apropo, cum a fost în perioada liceului? A fost o perioadă plină de activități. Am fost implicat în multe proiecte cu școala, cu corul școlii. Am avut experiențe, am plecat și prin alte țări. A fost o perioadă în care am avut multe de învățat. Și care ar fi diferența între liceu și facultate? La facultate ești mult mai independent, mai autodidact. Cam asta ar fi. Ești mai independent, mai pleci de acasă, în alt oraș. Deci facultatea e bine să fie totuși un pic mai departe de casă. Da, din anumite puncte de vedere. Cum a fost pentru tine liceul? Ce înseamnă primul an de facultate? Liceul pentru mine a fost perioadă foarte, foarte frumoasă. A fost perioada în care am putut să-mi leg cele mai multe prietenii și prietenii care și acum țin. La facultate e puțin mai greu să-ți legi prieteni, pentru că fiecare are alte... așa, se gândesc poate la alte lucruri, dar e frumos. Fiecare perioadă are frumusețea ei. Pe tine, Claudia, să te întreb cum va fi la facultate. Cel puțin la fel de frumos ca la liceu. Îți place la liceu? Da, foarte mult. Ce îți place așa în mod deosebit? Pe lângă materie, ca asta trebuie să audă profesorii, vai ce-mi place materia și părinții. În primul rând, mă bucur că am ales liceul la care sunt, din liceu baptist. Dacă aș fi din nou în clasa 8-a și aș fi din nou să dau examen și să mă gândesc tot la acest liceu m-aș duce... Mare lucru. Ți-o zis ei să zici așa? Sau... Nu, nu-i cu... Nu ține chestia asta. Nu-i cu sponsorizare. Da, asta este. Nu, asta este adevărul. Chiar asta este adevărul. Dar ce-ți place? Ce crezi că îl face deosebit față de altă școală? În primul rând, cadru. Cadru creștin. Un cadru în care, pe lângă că ai găsit educația de care ai nevoie, pe lângă că ai găsit, ți-ai găsit vocația într-un fel în liceu, găsești și niște prieteni adevărați, găsești îndrumare creștină, găsești profesori care mai mult decât te îndrumă așa didactic, te îndrumă și spiritual. Și asta pentru mine e un lucru foarte mare și foarte de preț. Nu vrei să spui chiar că e școala perfectă. Nu există școala perfectă, asta e clar. Dar tinde. Da, tinde, e ok. Deci dacă într-o zi te măriți și o să ai copii, unde îi dai? Băi, chiar faceți reclamă. Bine, nu, dacă sunt lucruri frumoase, merită spuse. Adevărul este că noi nu prea suntem obișnuiți, sau cel puțin în generația noastră, nu prea eram obișnuiți să spunem lucrurile frumoase, dar când trebuia să critici pe cineva, aveai bile non-stop. Bun, deci într-o etapă frumoasă în viață și ce vă propuneți pentru viitor? Așa, în următorii ani, unde te vezi? Să termin facultatea, să-mi găsesc un job, probabil să mă și căsătoresc în următorii ani. Mai am timp. Dar ce-ți lipsește sensoare acum? Nu știu, sunt prea tânăr, probabil. În afară de fată. Și fata. Da, ar fi o chestie, dar eu vreau sensoare dacă... Și fata, da, bun. Te vezi prin Arad, Timișoara, Europa? Probabil prin Timișoara. Da? Da. E ok? Depinde și ce biserică voi găsi și... Nu, unde o să fiu cel mai implicat, că până la urmă... Băi, tu ai zis deja două cuvinte foarte mari, biserică și implicat. Deci îți vezi viitorul într-o biserică? Da. Cu familia în biserică, cu copii, nu știu ce, și implicat. În ce domeniu ești, în ce domeniu îți place să te implici? Deocamdată... Sunt implicat în lucrarea cu tinerii, fac parte și dintr-un grup de rugăciune și de studiu a Bibliei
Și probabil că pe partea asta de ucenicizare, de slujire, ce am învățat să dau mai departe la alții. Super. Păi la orice biserică te poți duce, e cam gol pe capitolul ăsta. Deci dacă mă întrebai unde găsesc o biserică care să-mi ofere, acolo era mai greu, știi, să spun unde. Da? Dacă unde să oferi tu și să te implici, fratele meu, oriunde te duci, va fi nevoie de tine. Dar să știi că atunci când Domnul Iisus Hristos a spus e mai ferice să dai decât să primești, nu s-a referit doar la bani. Clar. Deși se aplică și în dreptul banilor, dar se referă la mult mai multe. Eu tot așa, mă văd terminând facultatea ce am început-o, tot așa căsătorită. Deocamdată nu știu băiatul care îi... Da, s-a născut. Probabil. Da, sperăm că s-a născut. Sperăm. Da. Și tot așa, implicată în slujire, în biserică, asta mi se pare că e cel mai important lucru, mai important decât cariera sau altele. Și tot așa, nu știu, cu copii aș vedea. Cu copiii tăi sau copiii altora? Cu copiii mei și probabil și cu ai altora, și dacă altora, mă implic la grupele de copii sau în alte... Acum, pe fratele tău, că am înțeles că sunteți frați, da? Da. Fratele cel bun sau numai voi doi sunteți la părinți? Nu, mai avem încă două surori. Mai mici, mai mari? Mai mari. Mai mari. Da. Ah, deci a scăpat așa voi acum sunteți. Și cum te-ai înțeles cu Filip? Foarte bine. Te ascultă sau? Chiar ne înțelegem foarte Chiar bine. Chiar înțelegeți bine. Păi dacă ați venit aici la emisiune, ce, ce să mai zicem? Da, adică, ori vă înțelegeți foarte bine, ori ați venit măcar să dea bine pe sticlă, știi? Hai că ne înțelegem și noi câteodată, nu ne batem într-o emisiune. Da, pe el nu l-am întrebat cum o să fie viitoarea lui soție, că el îmi spunea frumoasă, frumoasă, frumoasă și celelalte calități. Cum o să fie viitorul tău soț? Mi-aș dori tot așa să fie implicat în slujire. Ai avea vreo preferință în ce domeniu? Muzical, da? Îmi plăcea. Îți place și îmi place și mie foarte mult muzica și probabil și cu copiii. Mm. Și la copii nevoie de muzică, deci... Da, și să faceți o echipă cumva așa. Da. Păi știi cum e echipa frumoasă? Când lucrezi tu, stă el, când stă el, lucrezi tu. Da, la tine, la fată, ce o să fie special, așa, pe lângă alea multe ce le-am zis eu? Să fie credincioasă, în primul rând. Supusă. Tu, se poate. Tu vrei să se, vrei să te însori sau vrei să-ți ia mâini însărătarea? Supusă Domnului Iisus te-ai referit, nu? Da, bun. Și aia. A, și aia, da. Și să ne înțelegem, să fie... Fată bună. Și la rău ne putem înțelege. Claudia, pe tine nu te întreb de măritat. Nu, că... nu. Deci să mai aștept un minut sau cât? La ce vârstă o să te măriți? Bună întrebare. Legal, se poate și azi. Ups, stai să vedem. Dar eu am scriptura la mine, deci ok, numai să găsim băiatul. La... Deocamdată mă iau cu pașul rând, sper să iau bacul. Așa, da. Apoi... Și părinții tăi speră, și profesorii, și noi, da? Da, mă ajută. Așa, bun. Apoi sper să intru la facultatea la care mi-am propus să merg. La ce vrei să mergi? La facultatea de istorie. Să devin profesoară de istorie. Aoleu. Deci chiar vrei să-ți bați capul copii? Chiar asta îmi doresc, da. Îți place? Îmi place, da. Te-a influențat cineva? Da. Actuala mea profesoară de istorie. Deci îți place de profesoară de istorie? Ai știut să-ți aducă materia frumos acasă? Da, pe lângă asta... Să nu știi că e maică ta? Nu. Ah, bun. Gata. Nu, da. Mi-a lăsat așa o... Și-a lăsat amprenta în viața mea în perioada liceului și nu numai în perioada liceului și în gimnaziu. Dar așa cum ea m-a marcat pe mine, să spun așa, așa îmi doresc și eu să marchez mai departe când și dacă voi deveni profesoară copiii la rândul meu. Super. Super. Și totuși ne întoarcem la întrebarea aia importantă, știi, care... La ce vârstă, dacă ar fi după planurile tale, te-ai mărita? De acum am 18 ani, facultatea începe la 19 cu 3... 21, până la 22. Da, 22. Da, s-audă părinții, că e cam vremea, ei știi să gândesc că stai mă frate, că 3-4 ani. Da. Bun, și dacă apare unul așa mai bun în anul 2 de facultate, un băiat deosebit. Dacă e așa de bun, o să mă aștept încă un an să termin.
Păi eu am... Băi, cum sunt fetele astea? Știi, nu toate, da. M-am gândit, se dacă poate e așa... și în timpul facultății. Se poate, așa da, da, da. Și pentru un băiat bun, faci un efort, nu? Da. Ea zice că el face efort. Acum vă înțelegeți voi, da. Dar ce ar trebui să fie așa special la el ca să... Nu știu, asta cred că o simți ce e special. Acum nu vă pot spune că nu-l cunosc. Dar probabil... Nu știu. Păi nu ți-ai făcut un portret robot, așa? Normal că mi-am făcut fiecare fată și... No, bun, să-l aud. Păi nu, dar stai să spun care-i problema. De ce? Pentru că toți care ne ascultă, dacă ne ascultă cineva, noi credem că ne ascultă acum, că nu ne ascultă, e treaba lor, ei au pierdut, da? Dar poate te ascultă cineva și zice, eu vreau să mă rog pentru fata asta... Și are deja specific. Doamne, dă-i un băiat așa, 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 cu tare. Să-mi trimit un e-mail, că-i trimit lista. Să-ți trimit un e-mail, da, tu, da, da, trimis lista. După asta, vezi că eu îți dau timp să alegi primele 7, da? După asta, a doua chestie este că poate notează și părinții tăi. Și într-o zi, știi că noi și când glumim vorbim serios, partea faină este să-ți iasă tot și domnul așa, așa să găsești un băiat sau să te găsească un băiat sau să ți-l aducă domnul ca să ai mai bine. În care să spui, frate Iuga, eu nici la jumătate nu m-am gândit din ce mi-a dăruit Dumnezeu. Dar acum vreau să pun un pic și partea aia, nu vreau să fiu negativist, dar îi zic la unii, zic, băi, dacă tu ai face lista asta, o ai pentru tine, o pui în telefon, în calculator, nu perfectă, că nu poți să găsești un perfect, dar cât de cât realist, cu maturitatea care o ai, eu dai și-l maică-ta să roage și-l taică-to, ce zici de o variantă în care mâine te îndrăgostești de domnul Goie sau nu știu cine o fi ăla, da? Și vine maică-ta, femeie foarte serioasă și spune, Claudia, hai să stăm un pic de vorbă. Mamă, dar iubesc, dar nu mai pot. Măi, Claudia, înțeleg, putem să plângem tot, putem avea 3 minute de rațiune. Deschide lista aia din calculator. Dar ce vrei, mamă? Deschide lista, te rog frumos. O am și eu pe telefonul, da? Bun, cine a scris lista asta? Eu. Ai fost drogată când ai scris-o? Nu, mamă, că nu trag din astea pe nas. Bun. Ai pus 7 lucruri aici. Spune-mi la Gigel ăsta, sau cum i-a zis domnul Goie, unde sunt lucrurile astea? Ai zis că să fie înalt. Ăsta e de 1,5 m. A, lasă, mamă, că nu contează. Mă, dar tu ai pus că să aibă 1,70, da? Ai pus că să aibă școală măcar cât a ta. Ăsta nu termina grădinița. Că, da. Păi, mamă, am înțeles că nu contează asta. Bun, înălțimea nu contează cu tare. Ai zis să fie credincios. Mamă, dar nu dohănește. Bun, mă, dar tu ai zis să fie credincios, născut din nou. Adică te poți verifica un pic și pe tine și pe cealaltă. Dacă e cazul, să dea Domnul să nu fie cazul. Sau, varianta B, și acum las lista la tine, că abia aștept să văd cum l-ai desenat, cum l-ai creionat. E, vine unul care el e bunișor așa și îi spui, Ionuț, uite, îți trimit eu un mail acum cu ce aștept eu de la un băiat. Când împlinești minim calitățile astea, îmi scriu următorul e-mail. Domnul să te binecuvinteze. Și așa mi se pare normal. Adică îi dai o șansă, nu? Și ce, când? Dacă în 20 de ani devii așa și eu încă să fiu liber, dacă între timp apare ăla cu lista, tu te pregătești pentru următoarea listă. Da, deci acum să spună... Da, 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 păi, deci ți-am dat atâta timp? Tu erai atentă la ce zic eu? Da. Nu, da, trebuie să te gândești la asta. E o întrebare foarte grea. A, adică, sigur. Pentru că, adică grea, complexă, asta e cuvântul, da, complex. Așa, da, da, da. Da, deci în primul rând, e clar, îmi doresc să fie născut din nou, să aibă o relație personală cu Dumnezeu. Nu doar să meargă la biserică, pentru că de mers la biserică foarte multă lume merge și frecventează, dar îmi doresc cu adevărat să fie implicat. Tu cam știi ce se întâmplă prin biserică, văd. Păi... Nu, asta e, am înțeles. Hai să depășim, scuze, da, da. Da, deci îmi doresc să fie cu adevărat născut din nou și naștea din nou, cred că se vede. Adică se vede, nu trebuie să te uiți prea mult. Deci dacă nu este... Cineva. Da, îmi doresc că... Deci pe lângă toate atribuțiile astea spirituale, îmi doresc să fie înțelegător, să fie sensibil, pentru că eu sunt o fire foarte sensibilă de felul meu și dacă îmi găsesc unul de-al așa, nu merge. Ce îmi doresc? Îmi doresc să iubesc copiii, pentru că eu iubesc copiii. Îmi doresc să...
Acum, dacă ar fi și frumos, n-ar fi un minus pentru mine. Am înțeles, da, da, deci e ok, se acceptă. Dar nu, nu e, nu e în capul listei, undeva acolo. Da, locul 3, 4, eu tot socoteam pe dece, că de asta am calculat în față. Așa, îmi doresc să fie harnic, să fie muncitor, să știe să-și conducă casa dacă tot e bărbat, să fie bărbat. Dacă tot are pretenții. Da. Da, și cam astea sunt cele mai... Plus următoarele 72, care nu le spunem acum, dar le treci tu pe listă. Le-ai trecut pe hârtie sau doar în minte? Nu, nu le-am trecut încă pe hârtie. Da, v-am zis, le trimiți, îți trimiți și eu. O să fac niște formulare. Da, faci niște formulare. O petiție online. Dar ce contează, nu-ți mai pierzi vreme cu el. Când îi dai lista și spui, da, când le ai pe 99,9% plus celelalte, mai vii pe strada mea. Dar acum, cred că n-am înțeles eu bine... Nu știu, voi cum ați înțeles? Ea, când a zis toate astea, s-a gândit la el sau la ea? Tu ce ai înțeles? Când ea a spus? Da, da, da. Când spunea toate formularele astea. La el. La el, așa-i? Da. Adică la binele lui. La binele ei. La binele amândurora. Așa, așa, așa. Așa. Da, nu că ai zis că să mă înțeleagă, să mă iubească, să mă ajute, să iubească. Ai făcut și greșeala aia, dar asta când sunteți voi sinceri, este așa, să zic că veniți să fiți sinceri. Să iubească copiii pentru că îmi plac și mie, să fac asta pentru că îmi place și mie. Da, da. Da, păi asta este lista mea. La lista lui mă conformez eu, dar aia e lista lui. Asta a fost lista mea. Îmi place că ești hotărâtă. Da. Bun, hai să discutăm o chestie că îmi place. Chiar îmi place că discutăm deschis. Și voi puteți să interveniți oricând. Oricum nu o să văd în microfon. Ce câștigă un băiat dacă se căsătorește cu tine? O să-l întrebați în 4 ani, o să zic. Cum să-l întreb în 4 ani? Adică după ce s-o căsătorit. Dom'le, după ce s-o căsătorit, nu, nu, deci, acum, pe cestite, nu? Tu vrei să câștigi ceva, da? Ce, da, ce o să câștige el? Pe mine, nu știu. Pe tine, da, da. Care ești? Zi, 2-3 lucruri frumoase despre tine. Că sunt foarte multe. Eu nu mă pot auto... Ai, acum lasă. Da. De ce? Discutăm deschis. Să câștigi o profesoră de istorie. Care îi face istorie. Are un plus. Da, 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 e un plus, la bun. O să câștigi o soție care să-l iubească. Corect. Care să iubească copiii și o să-și facă timp și pentru copiii ei. Da. Nu numai pentru copiii altora. O femeie credincioasă? Doamne ajută, da, da. Sper. Da, da. Asta e o întrebare pentru toți trei. Ați vrea viitorul vostru partener în viața de familie să fie la fel de serios, credincios, harnic, etc., cum sunteți voi? Bună întrebare! Păi eu urmă întrebări bune! Și îmi place că vă dați răspunsuri bune! În unele lucruri, da. Dar nu ne le poate și noi. Adică, cu siguranță, și noi trebuie să ne schimbăm. Zi, și apoi. Da, e clar că trebuie să fim cât de cât cam la același nivel. Să nu fie diferențe prea mari nici la intelect, nici la nivelul de credință. Să fie cât de cât asemănător. Mi se pare că ar fi ideal. Știi de ce pun întrebarea aceasta destul de frecvent? Pentru că, nu știu cum sunteți voi și o să ajungem, poate următoarea chestie o să fie să-mi spuneți un pic despre familia în care ați crescut, cum ați luat legătura cu biserica, dar cei care au tangență cu lumea evanghelică, cu bisericile, cu liceul creștin și nu știu ce, au foarte mult ideea harului lui Dumnezeu în minte, știi? Inclusiv la liceu mai aștept dacă profesoara de istorie, nu de istorie, da? Dacă profesoara de chimie e pocăită, nu? Și e soră în Hristos. Și dacă nu știu o chimie chiar atât de mult, ea să fie, doar noi suntem... Și eu atunci pun următoarea întrebare. Noi credem și în onestitatea lui Dumnezeu. Să știți că prima dată mi-a deschis mintea cineva, nu-i deschisă nici acum, stați liniștiți, dar așa câte un pic la mine, cred că eram în liceu sau nu știu, adolescent, deși noi nu știam atunci cu adolescența, când auzeam o discuție de genul, o mamă pocăită vorbea despre
fiică sa, care mergea să dea la facultate, vai, dacă ar ajuta Dumnezeu să intre, că nu știu ce cu tare, nu a învățat ea atât de mult, dar dacă, la care o altă femeie din biserică zice, tu, dar nu înțeleg de ce ar trebui să intre a ta, care nu a învățat, cumva așa mai pe direct, dar nu chiar așa de dur, și de ce să nu intre, hai să zic așa, ortodoxa care a învățat? Adică de ce baptistul care nu învață, sau dacă tu termini facultatea și o termini așa, știi tu, când te duci cu CV-ul, tu că ești baptist să iei locul geabul cel mai bun, iar catolicul, sau un ateu, da? Care mai a fost cel mai bun în clasă, de ce să nu iei el locul, de ce să iei tu postul, știi? Ei, asta merge tot cu harul lui Dumnezeu, harul lui Dumnezeu. Și am observat că asta se transpune și la căsătorie. Și majoritatea spun, băi, să-mi dea Dumnezeu o fată mai bună decât mine să mă ridice. Și atunci am zis, băi, copile, de ce să te binecuvinteze pe tine să ne norocească pe ea? Corect. Și atunci, de asta v-am întrebat, ca să audă ea care ne urmăresc, știi? Eu cred că toți putem să avem ținte foarte înalte cu o precizare. Și noi acolo. La rândul nostru. Și atunci, cu asta aș fi super de acord cu tine, Filip, să spui, frate Iuga, eu acum, pe cinstite, dacă îmi evaluez viața, sunt de 8,75. Bun, corect. Mulțumesc. Dar vreau o fată de nota 10. Și ce faci? Păi zice, în 2 ani o să fiu băiat de nota 10 și atunci mă însor. Super. Deci dacă atunci aștepți, sau mi s-ar părea normal să-i spui și băiatului, eu am niște, sunt aici, am niște standarde. Pentru tine, dacă investești, aștept un an. Atât. Dacă într-un an ajungi unde trebuie, dar înainte de, nu, după ce mă pui să semnez și nu știu ce, îmi promis tu baliferne din astea, pocăiești, că nu, că astea nu merge, da? Na, bun, nu trebuie să mă chemați la nuntă pentru asta. Apropo, hai că tot îmi place subiectul. Vouă nu vă place. Voi credeți în călăuzirea lui Dumnezeu? Da. Da. Și o să-mi spui că alegi facultatea prin călăuzirea lui Dumnezeu? Crezi că Dumnezeu te vrea în direcția asta? Da, poate nu o să auzi o voce din ce și o să spune te duci la facultatea de istorie, că asta nu. Nu, că dacă auzi din asta, schimbăm subiectul, facem alte emisiune. Nu, dar da, cred în călăuzirea lui Dumnezeu și cred că Dumnezeu te călăuzește în orice domeniu din viață, mai important sau mai neimportant. Dăm un domeniu lipsit de importanță, dacă tot ai zis. Nu există, stai liniștit, nu există. Numai noi le împărțim așa, dar lucruri care uneori le credem atât de mărunte, s-ar putea să ne direcționeze viața unde nu ne așteptăm. De asta e bine să trăim frumos și serios în fiecare domeniu din viață. Și atunci întrebarea mea era, dacă voi credeți în călăuzirea lui Dumnezeu, credeți în călăuzirea lui Dumnezeu și pentru viața de familie? Da. Ce înțelegeți când spuneți călăuzire? Că Dumnezeu îți va da... Din nou, nu discutăm cum te călăuzește Dumnezeu, că îți folosește mintea, sentimentele, oameni, toate celelalte, te va călăuzi înspre persoana potrivită, înspre timpul potrivit, locul potrivit sau toate? Cred că toate într-un anumit fel. Adică dacă ești credincios și te rogi Domnului, cred că circumstanțele din viața ta vor lucra așa fel încât să întâlnești persoana aia care îi de la Domnul. Da, aici majoritatea oamenilor cred așa. Întrebarea mea, are Domnul doar o persoană bună pentru tine sau și un timp bun pentru căsătoria voastră? Și un timp bun. Aici cred că nu pricep mulți, știi? Că Dumnezeu are frumusețea Lui și vis-a-vis de timp și toate celelalte. Da. Și atunci, am 24 de ani și m-am măritat. Ce dacă? Dacă Dumnezeu vrea să te binecuvinteze de la 26 de ani cu viața de familie, trebuie neapărat să plângi 2 ani înainte până prin strenul ăla binecuvântărilor. Am zis unde însă, că ne întoarcem în familie. Zi-mi ceva despre familia în care ai crescut. Am crescut într-o familie de creștini baptiști, aici în Arad. Este o soră de-a mea, mai am 2 surori. Mai mari. Da, surori mai mari este Flavia, următoarea este Dorotea și Oxana. Am 2 nepoți și al treilea vine, este pe drum. În câteva săptămâni. Deci surorile sunt căsătorite. Da, sunt căsătorite. Frumos, Domnul să le binecuvinteze. Da. Părinții sunt credincioși și am fost crescut în biserică de mic. Da. Asta ce-a însemnat? Grupe asta de... ne-a ajutat cumva după aceea să luăm alte hotărâri pentru Domnul. Că am crescut așa într-un mediu creștin. Ce ți-a plăcut în biserică de mică? Grupele de copii, asta clar.
Dar ce ți-a plăcut la grupele de copii? La grupele de copii? Nu știu, îmi plăceau activitățile în general, dar îmi plăcea foarte mult și cum se implicau învățătorii în viața noastră. Taberele. Taberele, da. Vacanțele, pauzele, da, băieții, corect. Da. Și ce ai schimba, dacă te-ai duce mâine ca învățătoare la grupele de copii, ce ai păstra din ce ți-a plăcut și ce ai schimba? Sunt deja învățătoare. Ești deja, bun. Și, nu știu, probabil m-aș implica mai mult în viața copiilor, pentru că asta m-a ajutat și pe mine ca și copil. Și... nu știu exact ce. Dacă ai putea să transmiți un mesaj părinților copiilor, ce le-ai spune? Tot așa, să se implice în viața copiilor, că e cel mai important. Să se implice în viața copiilor. Ce ai schimbat la grupele de copii? Probabil asta e cea mai importantă chestie, să te implici mult în viața personală a copilului. Și să-l asculți, să vorbești cu el, că la vârsta... lor. Se și mânca la grupele de copii, sau nu? Se mai mânca în pauze. Da, da, da. Bun, asta e important. Și să mâncăm ceva, mai jucăm ceva. Nu, da, Moise, Ilie, David. Să legi o relație personală. Să legi o relație. Astea chiar sunt importante. Și relația cu educatorul și relația cu cei din jur. Că, nu, asta este. Da, și copiii de pocăiți sunt prăpădiți, nu? Da. Da, da. Nu știu. Voi nu știți, am înțeles. N-am auzit nimic. Nu, n-am auzit nimic, am înțeles. Copiii voștri sunt cei mai buni, doar îi știți. Voi nu trebuie să vă spunem noi. Claudia, tu? Și eu sunt învățătoare la grupele de copii. Bun, dar nu te-ai născut învățătoare. Zi, nu. În ce familie te-ai născut? Eram numai la subiectul ăsta, grupele de copii. Da, 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 ajungem acolo, da. Ok. Da, eu nu m-am născut într-o familie pocăită, ca să spun așa. Părinții mei au fost ortodoxi când m-am născut și, de fapt, dar anturajul așa a făcut ca am fost dusă la binecuvântare când am fost mică, pentru că am fost născută în Irlanda, nu în România, în fine. Nu, îți aduci aminte de binecuvântare? Nu, din da, poze. Poze, da, poze. Sigur, sigur. Da. Mai târziu, părinții mei l-au cunoscut pe Domnul, ne-am... Câți ani aveai tu? Eram în clasa a doua, 8 sau 9 ani. Deci știi, oricum știi. Da, da. Transformarea din viața lor. Da, da, sigur. S-a da. Văzut? S-a văzut, s-a văzut. Și cum ai primit-o tu, copil fiind? Eu am primit-o foarte bine, pentru că eu și înainte să fim pocăiți, înainte să, na. Da. Îl cunoaștem pe Domnul, eu la toată lumea spunea că eu sunt pocăită. La grădiniță... Dar de unde ți-a venit ideea asta? După ce am venit din Irlanda, ne-am mutat la bunicii mei într-un sat și acolo erau vecini cu biserica pentecostală din sat. Și eu cu prietenele mele, la 4-5 ani, mergeam la biserică. Și atât de mult îmi plăcea acolo cadrul la biserica, mi-aduc aminte că așa am mutat eu să citesc atunci la 5-6 ani din Biblie, că erau Bibliile pe bancă la biserică. Și eram foarte... legată de locul ăla. Acolo găseam eu pace, eram bucuroasă acolo. Eram în anturajul ăla cu copii, în cor. Și la grădiniță mi-a spus educatoarea mea, Doamne, eu sunt pocăită. Eu nu pot să dansez. Și atunci i-a spus mamei mele, noi nu suntem ortodoxi, dar na. În fine. Deci am primit-o foarte bine, ca o foarte mare binecuvântare, când părinții mei au luat decizia să se boteze și să meargă la biserică. Cu mine. Cu noi, cu frații mei. Chiar e bine. Câți sunteți? Trei suntem. Mai am doi frați mai mici, da. Doi frați mai mici. E ok să ai doi? Da. Mă bucur că i-am. Nu i-a schimbat. Nu i-a schimbat, da. Dar i-ai schimbat. Cum adică dacă i-am schimbat? Nu i-ai schimbat niciodată? Nu. Dar ce diferență e între voi? De ani? Da. Fratele meu cu 4 ani mai mic ca mine are 15 ani. Și sora mea cu 6 are 12 ani. Nu, așa că nu au fost mici niciodată, nu ai făcut pe babysitter. Bun, înseamnă că știi că sunt unde sunt copii mulți, practic un copil îl crește pe celălalt. Asta este viața, că părinții nu totdeauna puteau să se ocupe de toți. Da? Acum sunt vremuri mai ușoare. Da, deci e bun. Da. Și părinților nu le par rău că s-au întors în străinătate? Nu. N-au venit forțați, au venit plini de bucurie. De bună voie,
Bun, deci tu, la tine, faptul că s-au pocăit părinții, tu ai fost pocăit înainte. Bun, și cum te-ai pocăit tu cu adevărat? De fapt, motivul pentru care ne-am mutat din străinătate e că eu m-am îmbolnăvit când eram mică. Și acolo, na, a fost un pic greu să aibă grijă de mine, așa bolnavă, așa, și ne-am mutat în România. Și boala, am o boală cronică, boala cronică pe care am, m-a făcut să mă maturizez mult mai repede, zic eu, decât ceilalți copii. Adică, da, suferința te marchează, cred că te maturizează, oricum, da, exact. Okay. Și l-am văzut pe Dumnezeu de multe ori în suferința asta mea și... Dar cum conștientizai că e Dumnezeu acolo? Adică totuși vorbim de un copil, nu? Da, dar eu cred că și asta, când duci un copil la binecuvântare și pui numele lui Dumnezeu peste copilul mic, care nu înțelege, cum ați spus dumneavoastră, nu mi-aduc aminte. Dar binecuvântarea aia rămâne și prezența lui Dumnezeu, am simțit-o în viața mea încă de mică, de foarte mică. Făceam, acum sunt mai bine, dar când eram mică, eu am astm bronșic, asta e boala pe care o am. Făceam crize foarte dese și foarte urâte. Rămâneam fără aer, mă gândesc că, na, știți despre ce e vorba cu... Păi nu prea știm, adică e bine că nu știm, știi? E bine că nu știți, da, adică că ați auzit. Că, da. Da, da, da. E o boală destul de comună, ce-i drept, dar... Na, și pe mine ce m-a marcat, când am fost la doctor și am fost destul de mare să înțeleg, a spus, exact așa s-a exprimat, să știi că boala ta nu se vindecă, să nu te aștepți să scapi de ea vreodată, să nu te aștepți să te faci mai bine, să te aștepți cel mult să fii tot așa cum ești acum. Și pentru mine lucrul ăsta a fost marcant, sincer, foarte marcant. Cam și... direct ți-o spus așa la un da. Copil. Direct, da. Dar, într-un fel, dacă o privești omenește, ăsta e adevărul. N-are rost să ne mințim că o să fie bine, o să fie altfel. Dar... eu citind de mică din Biblie și știind că Dumnezeu vindecă, Dumnezeu a vindecat lepra, Dumnezeu a vindecat, Dumnezeu a înviat din morți. Orice, sigur că da, da, nu-i problemă. Eu tot timpul când treceam prin crizele alea sau când mă simțeam mai rău, rugăciunea m-a ajutat foarte mult. Și așa mică cum eram, cum știam să mă rog, tot timpul simțeam și dacă nu mă simțeam mai bine trupește, efectiv, simțeam că e Dumnezeu lângă mine. Nu știu cum să explic asta. A, nu, dar, sunt chestii. Eu ți-am zis, dar sunt chestii. Nu se poate explica, da. Deci unele lucruri doar între tine și Dumnezeu. Da. Dar acum ești mai bine. Da. Adică e o boală cu care poți trăi. Nu e ceva mortal, neapărat. Da. Doar că sunt momente grele și sunt lucruri pe care alții le pot face și eu nu le pot face și... Contează mult să ai un moment în viață în care să accepți chestia asta? Da. Da, contează cu să accepți. Cu cât mai repede, cu atât mai bine? Exact, exact. Da. Asta nu înseamnă că nu mai revin unele gânduri și... Întrebările de ce eu sunt așa și alții nu au rostul. Adică la un moment dat erau, bineînțeles că erau, dar acum chiar nu are rost. Pentru că Dumnezeu, Iisus în cer și face ce vrea și eu cred, asta e încredințarea mea, că nu o să ne dea niciodată mai mult decât putem duce. Oh, fii sigură. Eu am o perspectivă mai puțin folosită de alții. În general, când aud pe cineva așa un pic că bravează că el, ea, nu a trecut pe acolo și se consideră și un pic mai spiritual sau ceva, eu vin și cu perspectiva și spun, auzi, poate și perspectiva că Dumnezeu nu ți-a dat, că n-ai fi putut duce nimic. Deci nu neapărat că ești foarte tare și de asta nu ai. Ci poate că sunt atât de slab și Dumnezeu știe, dacă îi dau Claudiei, ea poate să ducă și o să fie bine și chiar o să fie folosit în planul meu. Și dau chestia asta lui Viorel și îl dă cu credința de pământ și cu Dumnezeu și cu viața lui, că nu poate să ducă niciun fir de pai. Deci este și perspectiva asta, să nu bravăm noi că cine suntem. Poate suntem chiar firav și nu putem duce nimic și Dumnezeu în bunătatea lui nu ne dă, că doar nu vrea să ne distrugă. Da? Deci poți fi și VIP, nu neapărat altfel. Și depinde de perspectivă. Eu ce m-am rugat și asta îmi doresc și acum și o să-mi doresc toată viața mea ca prin suferința asta, suferința mea, prin boala mea. E o suferință, de ce să pot să încurajez pe alții care poate au aceeași boală, poate au mai grav, poate n-au așa de grav ca mine și să le spun că totuși, Dumnezeu nu înseamnă că te uitați sau că nu te iubește, că tu ești altfel, că tu ai mai mult de dus, ci poate pentru că te iubește, ți-o dat lucrul ăla.
exact cum i-a dat lui Pavel. I-a dat un țepuș și a spus că s-a rugat de 3 ori și tot nu, Dumnezeu tot nu l-a înlăturat. Și versetul ăla, cum îi spune, cum i-a spus Domnul Iisus lui Pavel, așa, ăla mă încurajează și pe mine, că harul meu ți este îndeajuns și în slăbiciune puterea mea se face tare în tine. Și pe mine asta mă încurajează în fiecare zi, că prin slăbiciunea mea... La mine, știi ce e curios când spune Pavel că Dumnezeu mi-a pus în carne un țepuș, un sol al satanei. Știi, poate că mă apuc într-o zi să țin așa un mesaj despre solul satanei din trupul sfântului, știi? Că dacă nici Pavel nu a fost sfânt și nu a fost dedicat lui Dumnezeu, e interesant cum pune problema așa. Dar oricum noi suntem micuți, știi, e bine că Dumnezeu e mare. Deci toate astea te-au ajutat pe tine să ajungi să legi o relație personală cu Dumnezeu. Pe mine ce m-a ajutat sau cum? Mă întreb așa, să văd. Eu m-am întors la Domnul într-o tabără cu copii. De-aia cred că am așa o relație mai așa aparte cu copii. Și, nu, ca și orice copil pocăit, mă gândeam, eu sunt de ajuns de bună, eu nu păcătuiesc ca și ceilalți. Fată liniștită. Fată liniștită. Dacă mă compar cu fratele meu, sunt o sfântă. Și după aceea mi-am dat seama atunci în tabără că nu e deloc așa. Chiar sunt păcătoasă și nu, chiar nu cu nimica mai bună decât alții. Și atunci știu că a fost un moment în care m-am rugat și știu că am vorbit cu ceva învățător și atunci l-am primit pe Domnul. Bun, dar fiind realiști, totuși, între pocăința unui copil crescut în biserică și pocăința unuia care nu a avut poate nicio tangență cu Dumnezeu, ar trebui să fie o diferență. Adică mă gândesc nu în calitatea pocăinței, ci mă gândesc măcar la numărul de păcate de care să mă pocăiesc eu ăla din biserică. Ar trebui teoretic să fie un pic mai mic numărul, nu? Da. Dar tot ar trebui și pocăitul să-și dea seama că bun, chiar e păcătos. Și unul singur te duce în ea, nu? Da. Deci e clar că noi nu avem nicio altă șansă decât Iisus Hristos, dar ar fi dureros ca cineva care a crescut în familie de credincioși, în biserică cu tare, să spună, păi și lista mea e cât al ăsta care 20 de ani nici nu a auzit de Dumnezeu. Bun, atunci tu... Deci aici eu nu fac diferență între pocăință, pocăința trebuie, că ăla-i tot Iisus Hristos, dar zic, bă, măcar tu, dacă ăla zice că o dat în cap, tu zici, bă, eu nu mă l-am strâns de gât, că m-a învățat cineva să nu dau în cap. Fetele se pochesc mai ușor ca bețe. Așa se pare. Așa adică la mine în familie am fost, cred că, ultimul care m-am botezat. Mă refer la ani. Zic și eu cum am pocăit. Păi zi să văd ce ți-au luat așa. Da, mi-au luat destul de mult. Eu am crescut într-o familie cu principii biblice, așa m-au crescut părinții și... Principiile lor, nu? Da. Și asta m-a ajutat foarte mult să rămân totuși pe calea Domnului. Am urmat o școală generală, am făcut-o la Liceu Baptist, la fel și liceu, tot acolo. Și asta m-a ajutat să nu ajung cu ultimul prăpădit. Așa, dar cu lista aia lungă. Da, am fost... prin anturaje mai bune sau mai rele, dar tot timpul știam că nu e ok să fac anumite chestii și asta m-a ajutat. Și apoi am ajuns la facultate și mi-am dat seama de starea mea, de cât sunt de păcătos, că eram în două extreme. Uneori poate mă credeam prea bun, prea moral, cum zicea și sora mea, că nu, eu sunt o persoană bună. Dar după aceea mă gândeam că sunt prea păcătos și nici nu mă pot boteza. Cum să un păcătos să se... Deci tu mergeai dintr-un șanț în altul. Da. Face m-am gândit că Dumnezeu urăște păcatul, dar iubește păcătosul și asta m-a ajutat mult și în perioada asta cu pandemia la început am avut și mult timp și l-am investit bine. Super. Și am și urmat cursul de cateheză și în iulie anul ăsta am încheiat un legământ cu Dumnezeu în apa botezului. Super, frumos, felicitări, slavă Domnului. Mulțumesc. Bucurie, te-ai bucurat, nu? Da, te-ai rugat foarte mult ne-am te-ai rugat un pic pentru el. Da. Ai avut speranță? Da. Sigur că da, sigur că da. Să știi că mai menționează și alții, deși vezi, sunt tot felul de păreri, sigur că și eu am părerea mea, că se discută care e timpul oarecum cel mai bun să te împaci cu Dumnezeu, știi? Eu zic,
timpul cel mai bun e când te împaci cu Dumnezeu, până la urmă, că nu mai contează. Eu cred că la orice vârstă Dumnezeu schimbă oameni. Nu cred că există. Și înainte de moarte, cu câteva minute. Da, nu există. Sigur că e cu totul altceva să te împaci cu Dumnezeu din tinerețe, să îți poți investi viața frumos, dar menționau și alții că totuși facultatea nu prea îți dă varianta căi de mijloc. Ori. Da, cam așa. Trebuie să alegi. Da, acolo chiar îți alegi anturajul și cum ieși departe de casă chiar poți să faci. Deci ori, atunci trebuie să iei decizia, nu mai... Da. Și cam așa a fost și la mine. E bine că tu ai ales ori. Asta e foarte important, frumos. Știi că nu toți aleg așa. Știu. Din nefericire și pentru ai lor, dragi, și pentru ei. Bun, deci v-ați împăcat cu Dumnezeu... La el e simplu, că e acum așa, cu dragostea din tâi, cu totul e bine. Tu n-ai scăpat de toate problemele după ce te-ai pocăit? Nu. Și nici nu cred că asta e scopul. Nu cred în Evanghelia Prosperității. Nu? Nu. Crezi într-un Dumnezeu care te poate face să prosperi, dar nu în Evanghelia Prosperității. Da, și prosperitate cum hotărăște el. Ai pierdut ceva când te-ai pocăit? Da, am pierdut foarte multe lucruri. Ia zi. Am pierdut vina pe care o simțeam, am pierdut... Păi că n-am crezut că zici și ea, uite, îmi ține predici, azi, ai pierdut vina, da? Da, am pierdut sentimentul ăla de, dacă eu mor acum, unde ajung? Am pierdut nesiguranța. Îți spuneai problemele astea? Da. Copil. Eu am încheiat un legământ cu Dumnezeu când aveam 14 ani. Deci eram la pragul ăla dintre copil și un pic mai răsărită, să zic așa. Și un pic mai răsărită pentru că, așa cum spuneai, suferința te maturizează, chiar dacă nu vrei. Da, îmi puneam întrebarea asta pentru că câteodată aveam crize așa de puternice încât credeam că acum mor, acum... Deci la tine nu a fost că ai citit că l-a lovit pe la tramvaiu și avea 14 ani. Ai spus, bă, frate, eu sunt aici, da? Da. Da, exact. Și atunci îmi puneam întrebarea asta foarte des. Eu dacă mor, acum ce fac? Unde merg? Eu am fost vecină cu biserica, am înțeles. Da, exact. Părinții mei atunci deja erau botezați, mergeam la biserică, eram implicat în biserică, acum la 14 ani nu prea eram așa, dar mergeam la grupele de copii, eu intram în pragul ăla, deja se merg la tineret și... Când am luat decizia asta, când de fapt s-a produs nașterea din nou, înainte să iau decizia, adică în urma nașterii din nou am luat decizia de m-am putezat. Corect, da, sigur. Am simțit cum parcă întrebările mele și nesiguranțele mele n-au mai contat. Am simțit siguranța mântuirii, pe scurt, ca să zicem așa. Siguranța mântuirii. Chestia aia cu pacea, ce întreci, orice pricepere, chestii pe care nu le poți explica, dar știi că sunt autentici, sunt acolo. Da, da, da. Hai să vă zic o chestie apropo, că ai zis că nu, la 14 ani nu poți face nu știu ce. Dacă vă bag pe amândouă, doamne, ăștia mă exclude tot după ce aud emisiunea asta, vă fac păstorițe pe amândouă. Ce schimbați în biserică? Biserică, în ce sens? În toată biserica? Păi în toată biserica, bă, nu chiar păstorițe. Dar vă dau posibilitatea să luați decizii în biserică. Și puteți schimba în biserică. Ce-ați schimba în biserică? Nu știu. Nu ți-ai pus problema? Probabil tot așa cu familia. Adică să fie familii cât mai sănătoase. Ai pune accentul mai mult pe... Da, și să fie familii cât mai bazate pe cuvânt. Bun, dar ce-ar putea face biserica pentru familii? În afară de așteptări. Așteptăm să fiți model, să fiți sănătoase. Ce-ar putea face? Așa, tot felul de, cum o zis și fratele meu, grupe de studiu în care să se adune și părinții și copiii și acasă să poată să facă așa, o mică biserică în fiecare casă să fie. Deci ajuns la biserică să experimenteze un pic, că poate duc și acasă, vin împreună cu alte familii, învață unii de la alții, într-o chestie din asta, câteva familii, bine, și o pizza sau ceva, macaroane, nu știu ce vreți voi, ce-o fie acolo, că dacă vin și bărbații, ea trebuie să mănânce ceva și copii, nu-i ții numai cu studiu și cu asta, da? Ai putea invita și o familie din afara bisericii? Da.
Și așa, adică cumva exemplu familiei din biserică ar pune probabil întrebări familiei care e din afara bisericii și atunci s-ar gândi și ei la viața lor. Păi primul lucru ar vedea că suntem normali și noi nu suntem desăvârșiți, că avem aceleași frământări și găsim soluția în altă parte. Ce ai schimba? Ai putere de decizie. Deci, în primul rând, ca să cum înțeleg eu întrebarea asta, biserica nu e zidurile alea în care ne adunăm noi, biserica... Nu, că nu aștept să zici ca zugrăvii verde. Dar e ok și da, adică biserica e, până la urmă, biserica lui Hristos. Oamenii. Da, da, oamenii. Și atunci, părerea mea, dacă eu mă schimb, dacă tu te schimbi, dacă dumneavoastră vă schimbați, așa schimbă biserica, nu pot să schimb eu singură. Dar dacă ar fi... Bun, dar tu dacă ești lider și ai putere de decizie, îmi creezi cadrul schimbării. Da. De, eu cred că cadrul schimbării există. Adică cadrul schimbării. Asta e ca și cum ați spune că dacă eu pot să schimb ceva în familia cutare, în familia X, familia Y, eu nu pot să schimb. Eu pot să mă rog pentru familia cu probleme, poate copilul cu probleme, tânărul pierdut, rătăcit, care a plecat din biserică. Eu nu pot să mă duc la el și să spun, vezi că te-ai dus pe calea greșită, dar el mă poate asculta sau nu mă poate asculta, că de asta Dumnezeu ne-a lăsat liberă voință fiecăruia. Dacă ar fi, din punct de vedere organizatoric, să schimb ceva, probabil da, aș pune accent pe familie, aș pune accent pe tineret, aș pune accent pe lucrurile pe care parcă prea le luăm de bune, de-a gata, parcă prea ne așteptăm ca copiii, când ies de la grupele de copii, la 14 ani, să spunem, să meargă la tineret. Adică, parcă prea ne așteptăm ca, da, e logic, e clar, dar poate copilul ăla nu a trăit o schimbare în el, nu a simțit legătura cu cerul încât să continue mai departe. Și părerea mea că așa se pierd. Așa se pierd oamenii. Pentru că nu punem accent pe partea lor spirituală. Prea mult. El nu vor în conducere, dar ar fi bună. Hai că la tine fac treaba mai simplă. Noi băieții nu le complicăm atât acum. Da? Dar ele totuși sunt practice, deci sunt un pic atipice, așa, nu tot desfac firul în 4 și în 7 și până la urmă nu înțelege nimic. În urmă cu 2 ani de zile, da? Mergem în viața ta în urmă cu 2 ani de zile. Ce putea face biserica pentru tine? Probabil să fac parte dintr-un grup mic m-ar fi ajutat mai mult. Am făcut parte, cred că mai mult la începutul liceului, după aceea nu s-a mai făcut. Și probabil ce m-a ajutat și au făcut biserica, rugăciunile care s-au rugat frații. Asta sigur, da. Nu, se roagă pentru noi mai mult decât credem noi, asta e bine. Nu suficient întotdeauna, așa este că avem nevoie de rugăciuni. Dar... E bun. Acum, nu vreau să zic că biserica te-a scos din grup. Că, până la urmă, dacă nu te-ai mai dus la un grup, a fost alegerea ta. Da, da, clar. Dar poate, teoretic, vorbind, fără. Că noi acum învățăm pentru viitor, nu blamăm pe nimeni, dar poate așa, în sufletul tău, te gândești, păi, dacă mă căutau ei mai mult sau mă întrebau sau ceva, poate că era șansa să mă agățe mai repede. Cam asta am înțeles, nu? Da, da. Bun, dar nu... Dacă eu sunt așa un conducător, un lider cu bun simț, păi eu nu mă bag în viața lui, că ăsta oricum le știe pe toate, e cu tare, e decizia lui, nu e ok situația asta. Păi uneori, în cazuri de astea, poate e bine să tragi de om puțin, să te bagi în viața lui. Așa e? În cazuri de astea, eu cred că e chiar benefic. Nu, am stat și m-am gândit, foarte interesant... Și am spus eu, bine că avem pe cine da vina, pe diavol, știi? Noi tot pe diavol dăm vina... Mă uit la... Haideți să vă dau un exemplu clar. Mă duc pe muzică, pe tine, la tine, da? Auzeam o discuție. Eram și o parte acolo, dar am tăcut o leacă până cât am putut. Nu prea pot să tac. Și discutau ei. Deci discuta cineva care făcea parte dintr-un cor foarte fain. Și discutau despre niște prieteni de-ai lor care, wow, am făcut cor, să vezi cu tare. Și ei discutau. Mă zice, au doi care abia cântă, unul care nu știe aproape nimic sau cu tare, și ei se laudă. Eu am lăsat vorbind așa și am zis, fii atent. Știi care e diferența între voi? Ăia n-au aproape nimic, dar cu atâta entuziasm vorbesc despre ce au și ce va fi, că sigur o să mai atragă pe câțiva cu entuziasmul lor. Și apoi o să aibă și cor. Voi care aveți tot ce trebuie, voci, instrumente, cutare, aveți mai figuri în cap, că aia nu merge bine, că aia nu merge bine și dacă mai murmurați așa, o să mai pierdeți o 7 și se duc la ăștia.
o gașcă de tineri, da? Măi, care n-au nimic de a face cu Dumnezeu, cu una cu alta. Poți să te caute, să te convingă. Păi, Filii, vii cu noi, cu tare, nu te duci. Să știi că am auzit chestii de genul ăsta, când spunea, Doamne, eu când am fost în lume, printre drogați sau altceva, ăia mă căutau. Dacă odată am lipsit de la întâlnire sau ceva, mă suna, bă, copile, unde ești? Când am hotărât un pic să-mi schimb viața, venea o grămadă la mine, bă, te strici de cap. Și n-am avut și eu ce face. Am zis, bun, și după ce a intrat în biserică, mi-a spus, Doamne, foarte mare dezamăgire. Că omenește vorbind, nu am mai găsit asemenea dedicare, asemenea prieteni care dacă odată nu mă văd, și atunci, aici sunt de acord cu tine, deși poate că nu ți-ar fi convenit, știi? Clar, acum nu vrem să jucăm că ți-ar fi convenit. Noi discutăm așa, ipotetic, da? Dar de ce dacă îi vrei binele omului și știi că se duce, de ce cu înțelepciune totuși nu-l mai agăți un pic, să-i mai zici ceva ce îi place? Da, și eu cred că viitorul, cred că și trecutul, dar viitorul va ține foarte mult de relații. Foarte mult de relații. Nu știu, cum vedeți voi biserica viitorului? Ce o să fie în 10 ani important în biserică? Sperăm să rămână pe calea cea bună și să se predice. Bun, sperăm Biblia, că Biblia rămâne, aceasta, da. Să nu se predice Hristos, în primul rând. Povești, nu știu ce. Dar există, există tendința asta. Gâdile, urechile, există tendința asta. Există și ale atrag mai mulți oameni și aia e partea mai... Deci sperăm în biserica viitorului să rămână Biblia ca și cartea de căpătâi, altceva? Hristos. Hristos, centru, singura salvare și toate celelalte? Asta nici acum, în biserica prezentului, nu? Să se predice despre păcat, mi se pare foarte important. Să se spună... Dar cum să predic despre păcat, că toți fugiți? Da, dar la un moment dat v-ar trebui să asculte. Chiar dacă nu-ți place. Și când eram mici și ne certa mama, nu ne plăcea ce ne spunea, ce ne certa. Dar tot auzind același lucru, la un moment dat... Când te pui să-l faci, te gândești, iar mă ceartă mama, nu mai fac. Exact așa, mi se pare și cu predica asta despre păcat. Adică despre păcat, despre pocăința de păcat, nu despre păcat. Bun, dar aș putea spune păcatului pe nume și totuși cu dragoste pentru tine, pentru... Da, da, sigur. Doar așa cu dragoste. Că dacă nu e cu dragoste, nu va fi primit. Cu bâta nu prea merge, așa e. N-a mers niciodată. Da, da. În fine. Da... Bun, ce spui tu, nu prea e la modă, deci dacă mă pui pe chestiile astea, iar mai pierd din audiență și la modă este, știi, să-i faci pe toți happy, să vină, să nu știu ce. Să simtă bine. Cum a spus Filip, să le gâdile urechile. Bun, dar întrebarea mea, dacă te simți bine, când o să te pocăiești? Asta e și întrebarea noastră. Bun, eu încerc să vă spun niște povești, ne simțim toți bine și ce ne simțim bine și ajungem bine râzând în iad, știi, și pe ușa iadului să scrie fericirea interzisă. Adică până, hai să intrăm la școală, nu? Până în momentul în care cineva spune, bă, fată, dacă nu înveți, nu treci, vezi că ai pierdut toate, o dai cu capul în bară sau ceva. Eu cred că trebuie să fie un moment în care să te trezești, nu? Da. Să spui, sunt, nu. Nu-i plăcut. Deci, nu, pocăința nu-i plăcută, nu-i plăcută. Deci, tu speri să se mai predice. Știi că eu am trăit chestia asta. A fost un pic șocant pentru mine, făcând istoria lungă, scurtă, că a ajuns cineva în biserică. L-am invitat eu în biserică, un străin. Și el nu știa că eu sunt predicator, nu știu ce. Chiar nu... Na. Și la final a zis, după ce a ascultat predica, a zis, mă, dar voi mai predicați despre pocăință? Zic, aproape în fiecare duminică amintesc asta. Zic că la noi nu prea se mai poartă chestia asta. Și trist. Trist că... Deci, da, o să se mai cânte în biserica viitorului. Sperăm că da. Da. Da, eu cred că sunt de acord cu toate ce le-a spus. Părerea mea personală, în afară de unele biserici mari care se vor organiza altfel, că biserica viitorului va dăinui prin relații. Și le spun unor colegi de-ai mei, nu știu dacă le spun bine sau nu, puteți comenta voi, pe viitor cred că, poate așa a fost și până acum și nu ne-am dat seama, oamenii nu o să meargă neapărat la o biserică pentru un predicator bun.
să vă spun de ce. Că îl poți auzi unde vrei, cât vrei și... Online. Și îl asculți cât vrei tu, nu un ceas. 20 de minute, 5 minute, ți-ai luat doza și te-ai dat doare. Nu o să meargă neapărat la biserică pentru cele mai tari cântări. Că le au toate acolo. O să meargă pentru ce nu poate oferi internetul. Relații. Și tu o să spui, bă, nu mă duc la iuga, că... De ce? E pastorul meu. Ăsta știe că mi-au murit câinele. O plâns cu mine, deși o zis, bă, n-ajunge în rai. Acum, hai să nu putem chiar zice că ajunge câinile în rai. Dar înțeleg că ți-au murit cu tare, ți-ai cumpărat altul, cum ești cu piciorul mai cu tare. Ca să mai vorbim dacă știe și cum sunt copiii, dacă am probleme de sănătate sau nu. Și o să spui, păi, omul căruia îi pasă de mine. Sau mai ales un om care vine din lume, vine pentru prima dată la biserică, cred că vrea să meargă la biserica unde se simte cel mai bine primit. Unde îl întreabă. Oare înțelege el tot ce predicăm noi pe 14 puncte, pe 3 puncte, sau nu are el treabă? Asta cred că ține și foarte mult de păstor. Cât se apropie el de membrii, cred că după aceea membrii se apropie ei unul de altul. Adică dacă e un păstor care... No, nu mă predică și atâta, nu. Dar dacă el începe să lege relații și el începe să, așa, lucrurile astea, cumva și membrii la un moment dat o să... Nu vorbim, nu avem pe nimeni în minte, spuneți-mi câteva cuvinte despre nevasta păstorului. Cum ar trebui să fie o nevastă de păstor? Zici ce vrei tu, că nu vreau să intru eu la... Hai să încep cu un lucru. Ți-ai dorit să fii nevastă de păstor? Da? O ezitat. Da, de ce? Deci, mi se pare că atunci când fratele, pastorul, predicatorul e în lucrare, lupta se dă acasă, la soție, la copii, la familia care l-au în urmă. Deci, nu mi-e frică. Da. Da, multă responsabilitate. Așa. Da, e multă responsabilitate. Eu m-aș bucura, dați seama că m-aș bucura că am, da, viitorul meu soț să meargă în lucrarea Domnului. Ca păstor sau ca altceva. Slujire, da. Slujire, slujitor, exact. Dar asta Domnul nu o să știe dacă o să fiu pregătită spiritual pentru lucrurile. Deci nu te-ai aștepta la cea mai simplă viață? Nu. Dar nici n-am nevoie de cea mai simplă viață. Cine știe pentru ce o pregătește Domnul? Cum văd eu... Care e rolul soției păstorului? E tot așa, să lege ajută, relații, încurcă... să fie... Păi să-l ajute, în primul rând. Să ridice când chiar nu mai poate. Săracul. Pe el cu frații, cum să nu mai poate? Frați ca noi. Și... Probabil și de la, adică cu siguranță și de la ea trebuie să vină, așa, să fie o persoană caldă, să fie deschisă, cu femeile bisericii, să le dea sfaturi, îndemnuri. Mai să le zic, mai băgați-vă mințile în cap. Așa. Bun, pe tine nu te întreb că ți-a picat bateria, nu mai ai microfon atunci, dar oricum se pare că este un semn că trebuie să încheiem emisiunea, știi, că trebuie să ne apropiem. Na, fain, uite, am avut o seară frumoasă, cel puțin mie mi-a plăcut și mă bucur de voi și mă rog ca Dumnezeu să... Aș putea pune două variante, să văd dacă pot face doi în unul, știi? Poate la prima fază ar trebui să zic că să vă împlinească Dumnezeu visele, dorințele, faza cea mai spirituală ar fi să împlinească Domnul planul Lui pentru viața voastră. Le pun amândouă și spun așa... din toate visele și planurile voastre să împlinească Domnul tot ceea ce este spre binele și spre binecuvântarea voastră. Numai Dumnezeu poate face asta. Amin. Și asta face Dumnezeu în viața fiecărei persoane, pentru că Dumnezeu, așa cum spuneam, ne iubește pe toți, Dumnezeu chiar are timp pentru fiecare în parte, are un plan frumos pentru fiecare persoană în parte. Frumos nu înseamnă neapărat ușor. Să ne înțelegem, frumusețea are culorile ei și viața de credință trece prin fiecare anotimp al vieții.
Totul este să nu disperăm, rămânem cu încredere în Dumnezeu, Cel care aduce iarna mai friguroasă, aduce și primăvara când vin ghiocei și din nou răsare soarele, se topește gheața, este bine. Uneori trăim o toamnă foarte bogată, alteori e vara mai călduroasă și transpirăm mai mult și nu știm de ce. De aceea nu trebuie să ne judecăm unii pe alții, ci să ne ajutăm unii pe alții. M-ați auzit de multe ori și o să mă auziți în continuare, cei care nu aveți o relație personală cu Dumnezeu. Să știți că este cel mai important lucru în viața voastră. Cu cât amânați mai mult chestia asta, cu atât pierdeți. Voi pierdeți în primul rând. Că suferim și noi este altceva, dar pierderea mare este a voastră. Cu cât o începeți mai repede, chiar dacă veți începe la nivelul maturității voastre, că n-aveți cum să începeți la 14 ani, la nivelul maturității de 40 de ani, da? Dar odată ce ai intrat pe calea lui Dumnezeu și ești copilul lui Dumnezeu și faci parte din familia lui Dumnezeu, ești într-o relație specială cu Dumnezeu, altfel privești la El, altfel privește El la tine. Care aveți relația cu Dumnezeu, întăriți-o. Care vreți să vă căsătoriți, deschideți-vă bine ochii, plecați genunchiul, spuneți Domnului tot ce vreți voi, dar încheiați cu facă-se voia ta. Și dacă Dumnezeu nu-ți dă soțul sau soția care vrei tu, sigur îți dă pe unul sau pe una mai bun, că n-are cum să-ți dea sub nivelul care îți dorești tu, ci întotdeauna El are lucrurile pregătite mai bine, dar, din nou, din punctul lui de vedere, așteptând, văzând întregul, nu luând doar firmituri așa, una după alta, așa, criticându-L pe Dumnezeu că firmiturile nu sunt întreg. Vă doresc binecuvântarea lui Dumnezeu, cei care aveți copii, bucurați-vă de ei, sunt cei mai faini copii pe care îi aveți, cei care nu-i aveți și așteptați, așteptați cu răbdare, Domnul poate să vedea. Iar pentru cei care sunteți generația mea sau un pic mai bătrâni, am o rugăminte. Am mai zis-o și altă dată, dar lucrurile bune merită repetate. Mai puțină critică, mai multă rugăciune, mai multă înțelepciune, sfaturi, dar nu teoretice, sfaturi care vin din cuvânt și sunt adevărate și poate pentru generația tânără, așa a fost și pentru noi, să spunem tinerilor ce a făcut Dumnezeu în viața noastră. Poate să ne amintim lucruri pe care le-a făcut Dumnezeu când eram în papucelor și la vârsta lor, sau să spunem lui Dumnezeu că și acum, la bătrânețe, noi trăim frumusețea vieții cu Dumnezeu și că Dumnezeul tinereții noastre este Dumnezeul bătrâneților noastre și că viața cu Dumnezeu este frumoasă, interesantă și chiar trepidantă la orice vârstă. Încă o dată mulțumesc frumos că ați venit, să aveți o seară binecuvântată, o viață binecuvântată, tot ce vreți voi să fie binecuvântat. Și Domnul nostru să fie binecuvântat de noi, mai presus de orice că merită.